Să vedem cum putem folosi relațiile dioptrului sferic pentru a găsi formulele oglinzilor. Simplu, punem condiția N2 egal cu minus N1. Să vedem de ce. După cum știți, indicele de refracție al unui mediu este raportul dintre viteza luminii în vid și viteza luminii în mediul respectiv. Dar oglinzile funcționează prin reflexie, așa că nu există al doilea mediu. Razele se întorc în mediul din care au venit, deci vor avea aceeași viteză după reflexie pe care au avut-o înainte. Iar semnul minus trebuie pus datorită convenției de semne, deoarece viteza are și ea semn. Este pozitivă dacă aparține razei incidente. Dar prin reflexie, o rază care vine de-a lungul axei principale își schimbă sensul, deci viteza reflectată este negativă. Dacă punem această condiție, din prima relație rezultă formula 1 pe x2 plus 1 pe x1 egal cu 2 supra r, unde r este raza de curbură a oglinzii, iar din a doua relație rezultă formula beta egal cu minus x2 pe x1. Acestea sunt formulele oglinzilor, iar cea mai simplă oglindă este oglinda plană. Putem presupune că o suprafață plană este suprafața unei calote sferice care aparține unei sfere cu raza infinită. Și dacă punem condiția r tinde la infinit, obținem din prima relație x2 egal cu minus x1, care ne arată că în cazul oglinzilor plane, distanța de la oglindă la imagine este egală cu distanța de la oglindă la obiect. De asemenea, mărirea liniară ne arată că, dacă ținem seama de relația x2 egal cu minus x1, mărirea liniară este 1. Cu alte cuvinte, imaginea are aceeași dimensiune cu obiectul. Să vedem cum construim imaginea într-o oglindă plană. Ducem o rază 1 care pleacă din vârful obiectului V, perpendicular, pe oglindă. Ea se reflectă pe același drum, raza 1'. Mai ducem o rază, raza 2, care după reflexie devine raza 2', în conformitate cu legea reflexiei, adică R egal cu I. După cum vedeți, razele 1' și 2', razele reflectate, sunt divergente, nu se întâlnesc niciodată. În astfel de cazuri, ducem în spațiul imagine prelungirile acestor raze și observăm că se întâlnesc în punctul V', care este vârful imaginii. Când se întâlnesc prelungirile razelor deviate de dioptru, spunem că imaginea este virtuală. Ea nu poate fi prinsă pe un ecran, dar o putem vedea. Deci oglinda plană formează imagini virtuale aflate la egală distanță de oglindă cu obiectul, dar în spatele oglinzii și cu dimensiunea egală cu dimensiunea obiectului. Există concepția conform căreia oglinda plană inversează dreapta cu stânga, concepție care apare și datorită faptului că vedem un text inversat în oglindă. Dar textul este inversat, deoarece trebuie să rotim suportul lui cu 180 de grade ca să-l vedem în oglindă. El este inversat acum față de mine și fără oglindă. Dacă vreți să știți mai multe despre acest fenomen și să aflați ce anume inversează de fapt oglinda plană, vă rog să urmăriți videoclipul Oglinda, găsiți linkul în descriere.